Consiliul Local Lugoj a aprobat ieri în cadrul unei ședințe extraordinare, după aproape 2 ani de încercări, preluarea terenului de la intrarea în fosta unitate militară de infanterie de pe strada Timișoarei, dezafectată, unde s-a construit un cartier rezidențial. Este vorba de un teren în suprafață de 8250 de metri pătrați, pe care se află 4 pavilioane, printre care și un fost bloc dormitor cu mai multe etaje, dar și drumul de acces amenajat de primăria Lugoj spre casele ridicate în ultimii ani. Proiectul de hotărâre a trecut cu voturile celor 10 consilieri PSD, alți 6 consilieri prezenți în sală, 4 de la PNL și 2 de la PMP, fiind împotrivă. Ședința s-a încheiat după circa 10 minute. Ieri a avut loc ședința Consiliului Local, convocată o ședință extraordinară, pentru că este un lucru extraordinar, pentru că s-au depășit cele 90 de zile și de la 1 noiembrie trebuia să se închidă poarta și să părăsim încintea de acolo cu diferite urmări pentru populația care și-a luat teren acolo, care a plătit terenul, care a concesionat terenul și așa mai departe. El s-a votat cu 10 voturi pentru, 6 împotrivă, adică nu cu majoritate simplă, ci cu majoritate efectivă, deci din 18 consilieri, 10 au votat, 2 au fost absenți și 6 liberali și cu PMP-ul s-au opus. Deci, într-un cuvânt, este o hotărâre legală, corectă, pentru că ea ce prevede hotărârea asta? Este o simplă hotărâre a noastră de a cere o ordonanță de urgență a Guvernului pe tema acestui lucru. În termen de 5 ani, pe terenul preluat de la armată, trebuie să se construiască locuințe prin programul Agenției Naționale pentru Locuințe, primăria anunțând că are aprobare de la ANL pentru 6 blocuri cu 25 de apartamente fiecare. Clădirea blocului dormitor va fi transformată în apartamente, 30 dintre acestea urmând să fie date armatei în schimbul terenului cedat municipalității.